Planul de management al riscului la inundații aferent administrației bazinale de apă Argeș-Vedea a primit avizul favorabil din partea membrilor Comitetului de Bazin Argeș-Vedea. Scopul general al planului de management al riscului la inundații este acela de a gestiona și reduce riscul la inundații pentru populație, economie, mediu și patrimoniu cultural, contribuind în același timp la atingerea obiectivelor de îmbunătățire și conservare a calității corpurilor de apă și habitatelor naturale, florei și faunei sălbatice. Planul de management al riscului la inundații cuprinde concluziile evaluării preliminare a riscului la inundații, obiectivele de management al riscului la inundații, hărțile de hazard și risc la inundații, programele de măsuri și prioritizarea acestora, planul de monitorizare a implementării măsurilor, etc. Elementul central al planului constituie programul de măsuri. Acesta poate include măsuri structurale și sau măsuri non-structurale. Măsurile structurale pot fi măsuri de infrastructură gri, precum barajele, digurile și alte astfel de construcții cu rol de protecție și de diminuare a efectelor inundațiilor sau de infrastructură verde. Exemple sunt renaturarea albiilor majore și minore ale râurilor, restaurarea meandrelor, a zonelor umede, împăduriri și alte lucrări cu rolul de prevenire a formării de torenți și a eroziunii solului. Măsurile non structurale nu au rol de protecție directă ci de prevenire, pregătire și răspuns la inundații. În spațiul hidrografic Argeș au fost raportate 39 de zone cu risc potențial semnificativ la inundații. Planul de management al riscului la inundații a fost elaborat în cadrul proiectului Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul parcurgerii etapelor a doua și a treia ale ciclului 2 al directivei inundații ROFLUDZ. Dezvoltat de Ministerul Mediului împreună cu Administrația Națională Apele Române prin Administrațiile Bazinale de Apă și Institutul Național de Hidrologie și Cospodărire a Apelor cu sprijinul World Bank România.